Stațiunea Sinaia a găzduit timp de 3 zile unicul festival din România care promovează în fiecare an un concept nou. Și pentru că în centrul orașului se efectuează ample lucrări de modernizare, tema abordată de organizator pentru ediția cu numărul 19 a festivalului a fost Via Sinaia Forever. Concret, în cele 3 zile de manifestări, pașii trecătorilor au fost purtați printr-un adevărat șantier, iar toate elementele importante care fac parte din proiectul de regenerare urbană, inclusiv cele subterane, au fost expuse. Totodată, cei peste 50.000 de turiști localnici prezenți la festivalul Sinaia Forever au avut parte și de adevărate demonstrații de măestrie ale celor mai scusiți meșteri populari din țară. Sunt totuși foarte puțini care mai fac, profesează această meserie nobilă de sticlar. Noi suntem practic artiști ai focului și încercăm din știința noastră să împărtășim tuturor chestiile astea care sunt făcute pentru îngâtarea privirii și a sufletului. Sunt ca în fiecare an, interesante, noutăți în fiecare an de asemenea. Îmi place că promovăm meșteșugul românesc, asta mi se pare cel mai de apreciat lucru dintre toate. Lemn, piele, tot arătăm că suntem capabili și cu lucruri frumoase. Ai impresionat ceva anume în toată perioada? Să vedem la anul pe timpul ăsta. Să fiu plăcut impresionat de schimbările din stațiune. Veți reveni și anul viitor să vedeți Sinaia. Păi suntem fideli stațiunii Sinaia și suntem și la distanță relativ scurtă de stațiune. Timp de două seri și parcul Dimitrie Ghica a devenit neîncăpător. Dacă acrobațiile cu foc au ținut publicul cu sufletul la gură, Andra, Bere Gratis, Vama, Smiley, Antonia și Holograf au făcut un adevărat spectacol. Organizarea a fost foarte frumos aici, foarte distractiv și a fost o atmosferă frumoasă. De unde ești? Din Câmpina. Pur și simplu ne distrăm cu toții, e genial. Ce puteți cere mai mult? Până acum a fost la muncă, acum ne distrăm și noi puțin. Vei dansa toată seara? Da, clar. O să dăm din cap, o să dansăm, o să facem rupere în seara asta. Conform organizatorilor, festivalul Sinaia Forever a fost o reușită, iar la ediția de anul viitor, publicul va fi întâmpinat într-o stațiune modernă. A fost, cred eu, ediție reușită și nu numai eu, cred, sunt convins că toți cei care au fost în aceste zile la Sinaia și care deja s-au obișnuit cu festivalul Sinaia Forever, cu ceea ce înseamnă, cu fenomenul Sinaia Forever, se așteptau la ceva de calitate și cred că au fost lucruri de calitate, pornind de la festivalul de film din cadrul festivalului mare Sinaia Forever, plecând mai departe la mesajul de anul acesta Via Sinaia și de ce nu terminând cu prezența celor care informează despre ceea ce înseamnă Roșia Montană. În cele 3 zile de sărbătoare în stațiune s-a desfășurat și festivalul Film for Fun, iar aseară actrița Stella Popescu a fost premiată pentru întreaga sa carieră.